Șoc în Spania după arestarea unui preot acuzat că a agresat sexual 5 femei. Cazul este cu atât mai terifiant cu cât victimele nu și-aduc aminte nimic, pentru că agresorul le droga înainte. Totul a ieșit la iveală acum, la 5 ani după fapte, când soția preotului a găsit un CD cu agresiunile filmate și l-a dus la poliție. Detaliile acestui caz incredibil le primim de la corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică. Atenție, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Ei bine, o prietenă de acestui preot care are o carieră destul de impresionantă, 10 ani a slujit în biserici mari, din orașe mari din Spania, a găsit în casa acestuia un CD. Curioasă, a văzut ce este pe acest CD și a fost îngrozită când a văzut că sunt fotografii și filmulețe cu acest preot când agresează sexual 5 femei care par inconștiente. Ei bine, s-a dus cu CD-ul la poliție. Poliția a pornit o anchetă, a fost un filaj de câteva zile și l-au arestat astăzi. Au identificat victimele și pe baza acestora s-au pus și capetele de acuzare. Așa cum a spus și voi, victimele nu știu nimic, ceea ce face cazul și mai șocant, pentru că aparent preotul le se da înainte. Ele făceau parte din anturajul de cunoscuți și de prieteni ai acestui individ și prin metode pe care încă anchetatorii nu le-au făcut cunoscute, le seda și le agresa sexual. Pe unele chiar le viola și avea intenții clare de a le face rău. Ei bine, acum poliția caută printre lucrurile pe care le-au confiscat din apartamentul preotului alte dovezi, pentru că, citez, este vorba de cel puțin 5 femei, așa spune comunicatul poliției, și se așteaptă să găsească mult mai multe cazuri similare, pentru că vorbim de fapte care s-au petrecut începând cu acum 6 ani în spate. Este un lucru care afectează, bineînțeles, și Biserica Catolică, dioceza, adică episcopia locală unde slujea în acest moment acest preot, a dat un comunicat în care recunoaște că afectează grav imaginea instituției și că va lua măsurile necesare pentru a vedea ce s-a întâmplat. Va cerceta pe partea ei ce s-a întâmplat și pentru a nu se repeta, bineînțeles, aceste fapte. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică.